Haideți să ascultăm și înregistrarea aia deosebit de controversată. Sunt un om normal, amuzant. În general, să știți că așa eram pe vremuri. Dar, din păcate, situația e cum e. Nu că mă simt hăituită. Sunt hărțuită, sunt amenințată, am depus nenumărate plângeri penale. Sper că odată și odată procurorii să-și facă treaba și nu după ce nu voi mai exista sau după ce copiii mei nu vor mai exista, pentru că există amenințări și la adresa copiilor mei. E foarte greu, m-am așteptat, mă aștept și la mai mult de atât, la mai rău de atât. Va fi și mai rău. Deci ei nu au argumente și încep să jignească. Da, asta este. Să iau de corpul meu, de felul în care arăt. Să știți că eram pe vremuri și chiar din 2020, de când am început să mă îngrașe, mi-a explicat maică-mea o chestie medicală foarte, foarte nasoală. E cortizolul care are foarte mari, mă rog, îți creează foarte mari probleme când ești implicat într-un stres atât de mare ca al meu. Gândiți-vă că sunt un om împotriva unui sistem întreg. Gândiți-vă câți oameni spun că ar vrea și să ia atitudine, dar le este frică. Și atunci eu ce trebuie să fac? Eu nu trebuie să-mi fie frică și trebuie să fiu vocea omului de rând, vocea oamenilor care sunt ostracizați. Sunt amenințată, sunt hăituită de la persoane la care nu s-ar fi așteptat nimeni niciodată, pentru că verigile slabe sunt folosite de sistem. Asta este. Voi merge mai departe. Deci, în primul rând, pare după 5 ore de vorbit, niciodată n-am văzut. Noi am dat, din respect așa foarte mare pentru telespectatori, noi am dat varianta soft. Că știi că e ca la apă, domnul Buzoianu. Ai apă plată și ai apă carbogazoasă. Da. Noi n-am dat varianta carbogazoasă când zbiar acolo, bravo mie că sunt grasă! Noi am dat asta în care explică cu nivelul de stres care influențează, nu știu ce, noi v-am dat varianta prizabilă de doamnă Șoșoac. Sunt niște înregistrări, păi nu știu ce dracu nu le-am la noi. Nu știu de ce. Am încercat și altceva, ceva tip. Dă repede pe unul că e Șoșoacă, normală. Ce mă miră pe mine e că a vorbit... Sau o fi de la Artificial Intelligence. Nu, dar a zis de două ori aceeași chestie, pentru că știți că a zis o dată pe fond nervos, bravo mie că sunt grasă și așa mai departe. Da. Și aici a zis o. Deci asta înseamnă că a zis o de mai multe ori ideea asta. Da, deci dar ea e singura care vorbește despre ceva, că nu cred că da. Sau mă rog, tu ai mai zis de fapt, acum că stau nu să știu mă dacă gândesc. Am zis. Ai avut niște comentarii deplase. Că ți-am spus eu la un moment dat, mai luăm de aspect oamenilor, că e inadmisibil. Tu tot insistai, băi, cam așa că. Păi dacă altceva nu n-am de zis în legătură cu doamna Șoșoacă, care nu mai bine face României, doar asta e singura chestie că și sigur nu mai România, înțeleg că și Rusia face foarte bine. E pe regiunea asta. Ține neapărat cu România. România, hai să dăm alte țări. Rusia. Poate Serbia, iarăși cred că e încântată de doamna Șoșoacă și de abordările ei.